Pentru că în ultima vreme muzeul a încercat să facă tot felul de activități și sigur că povestea asta cu lansările carte este un pic ai străine de mine, de așa, din această cauză să rog pe colegul meu, Cornel Gaiu, să facă toate prezentările și oficiile, da? Mulțumesc! Mulțumesc și invitațiilor noștri și o să stau aici lângă voi. Sigur, profitând de faptul că Centrul de Studii Grănicerești Adrianul Freiu a scos pe piață în primul semestru 3 volume, l-am invitat să lansăm și la Bistrița aceste lucrări de o importanță deosebită pentru cunoașterea istoriei zonei grâncerești, dar și a Transilvaniei în general. Investigațiile dânsului pe granița militară și în zona districtului Năsăudean au deja două rafturi de bibliotecă, reușind să valorifice imensul depozit de documente pe care urmașii grănicerilor și, în primul rând, secretarul fondurilor grănicerești, Nestor Simon, a încercat să le cumuleze pentru a nu se pierde o informație bogată și atunci când acest om a început demersurile de a aduna toate știrile și informațiile, documentele privind regimentul de graniță și viața din această zonă, a constatat că, din cauza faptului că arhivele regimentului și arhivele vechi au ars în timpul Revoluției de 48, era o istorie fără suport documentar și toate demersurile acestui om au făcut ca astăzi să dispunem de o bogată, un bogat fond documentar privind granița militară. De aceea, ultima dintre lucrările de care s-a ocupat a fost acest volum, nu e primul volum dedicat lui Nestor Simon din partea lui Adrian Onofreiu. El a repus în discuție și l-a reabilitat într-un fel pe acest om de cultură și fruntaș al graniței năsăudene, Nestor Simon, provenind din Valea Budacului, dar care și-a legat viața și activitatea de reconsiderarea zonei de graniță militară. O să-l rog pe colegul nostru, proaspătul prorector al Universității Clujene, Ioan Bolovan, să ne introducă în atmosfera acestui volum și a personalității lui Nestor Simon. Mulțumesc, domnul coleg. Distinsă doamnă și distinși domnul colegi, înainte vreau să fac o mărturisire. Mă simt aici la dumneavoastră, la Năsăud, pe Valea Bârgăului, în patrie. O altfel de patrie decât cea pe care a descris-o Mihail Pogălnicianu acum mai bine de 160 de ani aproape, când își desidea cursul cu prelegerea de istorie națională la Academia Mihăiliană în 1843, spunând că el privește de patrie tot teritoriul unde se vorbește limba română.
Nu în acest sens mă simt în patrie, că evident sunt în patria română aici la dumneavoastră, dar mă simt într-o patrie sentimentală pentru că eu sunt arădean, lângă Ciria lui Slavici, de lângă Ineul și Lipova cu tradiții în istoria națională și nu numai. Și Aradul este pentru mine prima mea patrie spirituală sufletească. În urmă cu ceva timp, când mi-am pus pe blog o scurtă descriere a mea și m-am descris pe mine, am încercat să mă autodefinez, că scriind câteva fraze, soția a stat și a zis, dar bine, bine, tu ești aici de 25 de ani și nu văd Clujul. În ceea ce scrie aici este întinderea pustei, dealurile Zarandului, e farmecul pe care Aradul îl știu, dar nu te văd descriindu-te și cu ceea ce înseamnă Clujul, în care totuși stai de atâta timp și în care te-ai format, mă rog, sau te-ai maturizat. Într-adevăr, în Cluj mă simt bine, sigur sunt emoționat să calc pe urmele și pe pașii unor iluștri savanți ai civilizației, nu numai românești, și universale, dar parcă nu mă simt în patrie, așa cum mă simt când merg în zona Radului și așa cum mă simt când vin la dumneavoastră. Este și pentru că de foarte mult timp, de mai bine de două decenii, am găsit aici la Bistrița și la Năsăud niște oameni minunați. Oameni pe care i-am putut atinge fizic, dar și oameni pe care i-am putut atinge doar prin praful documentelor. Nu știu de ce, dar Năsăudul, de la primul meu contact cu această istorie admirabilă a națiunii române, poate și pentru că eu am făcut la Arad preparandia. Poate că și preparandia năsăudeană cu istorie nu atât de veche, pentru că preparandia din Arad împlinește în această toamnă două secole, au marcat ceva, ideea de preparandie, de dăscălie, reprezintă ceva în trecutul meu sau poate al unui alt personaj pe care l-am întruchipat într-o viață anterioară. Dar aici, la Bistrița, la Năsăud și, cum spuneam, pe toată această vale, mă simt într-o patrie de suflet pe care nu o regăsesc decât la Arad. Și poate că asta ar fi și explicația că în decurs de aproape 10 ani am editat cu colegul meu de facultate și bunul meu prieten, dr. Adrian Onofrei, câteva cărți despre istoria Bistriței, despre istoria Năsăudului, despre istoria acestor ținuturi. Am făcut această paranteză pentru că așa sunt eu, mai sentimental și poate că nu e totdeauna bine, dar istoria, dacă nu creează și sentimente, așa cum tot mai greu se întâmplă în școala românească de astăzi, din păcate, prezența mea este legată la Bistrița și de ceva activități în domeniul preuniversitar și datorită numărului ore mic pe care istoria, ca disciplină de învățământ, o are și datorită, poate, vremurilor. Istoria nu mai este ce a fost acum 40 de ani sau acum 30 de ani și de aceea mă las purtat de această latură sentimentală și îi dau expresie ori de câte ori am ocazia sentimentalismului și nostalgiei după vremuri, după oameni și după locuri de mult apuse, dar în care mai cred. Revenind la această superbă carte, care poate unii de dumneavoastră ați putut să o pipăiți, dacă nu să o și răsfoiți, o carte superbă, în primul rând, că arată grafic datorită străduințelor colegilor mele de la Centrul Studii Transilvani. Eu sunt în dublă ipostază universitar, dar și cercetător al Academiei Române, cercetător al Centrului Studii Transilvane și acolo avem o echipă la partea editorială care are experiență și care a fost premiată în multe locuri în țară cu multe ocazii. Deci este o carte deosebită pentru că arată și prin grija și cu sugestiile în faza finală a domnului profesor doctor, a domnului director Buta, am găsit o formă care să fie
cred, prezentabilă la aspectul material. Este, dincolo de aspectul material, nu lipsit de importanță astăzi, este o carte deosebită prin conținutul său și prin mesajul uman pe care îl transmite această lucrare. O carte despre Iorga, de acum multă vreme, O viață pentru o idee a lui Iorga, aș putea spune un deceniu pentru o viață și pentru o idee. Cred atât a încorporat colegul și prietenul Adrian Tomofeiu pentru această personalitate ilustră, dar prea puțin cunoscută în epocă și multe decenii după aceea, cu un postum, o posteritate ingrată până la un punct. Nestor Șimon n-a avut, din nefericire, ocazia să-și vadă mare parte din lucrările sale tipărite, cu excepția câtorva mici a unor articole publicate în presă. Lucrările fundamentale abia în ultima vreme au ieșit și prin strădania, și mai ales prin strădania colegului Onofrei și prin implicarea, cel puțin într-un proiect, a domnului director Mureșan, aici în față, de prezent. Dar cel care a închinat, repet, an bun din viață pentru a-l reașeza pe Nestor Șimon în galeria istoriografiei românești moderne, acolo unde este locul, în galeria personalităților reprezentative ale culturii românești din Transilvania de până la primul război mondial, domnul Onofrei a făcut o operă extraordinară pentru care, cred, posteritatea îi va aduce un semn de mulțumire, restituindu-ne toate lucrările care ne-au rămas de la Nestor Șimon. Acest volum pe care l-a introdus cu un studiu foarte consistent domnul Onofrei și pe care l-a postfațat domnul profesor, domnul director Buta, este construit în trei planuri. Unul al editării lucrărilor încă rămase inedite până acum și care au fost descoperite, cine știe, poate că bogăția arhivelor de aici de la noastră mai ascunde ceva, nu se știe în viitor, nu trebuie să exclude niciodată să nu spunem, niciodată nu vom mai găsi ceva, dar cred tot ceea ce s-a știut a fi lucrarea inedită a lui Nestor Șimon a fost publicat până acum și ultimele studii rămase până acum în manuscris au fost incluse aici. O a doua categorie de texte publicate în volum sunt articolele care au văzut lumina tiparului acum mai bine de 100 și ceva de ani, dar care, răzvrețite așa, își pierd din importanța lor istorică și documentară. În același timp, câteva din aceste articole, și îmi vine în minte unul despre valahii civilizați, spune foarte mult despre ceea ce a însemnat mentalitatea etniilor care au trăit în acest spațiu și care conviețuiesc încă în acest spațiu. Unele dintre ele, tot mai puține, din păcate, datorită vitregiilor istoriei, mă refer la germani și la evrei. Dar în acest articol, Valahii civilizați, publicat de Nestor Șimon, cred surprindem și putem înțelege, citindu-l într-o cheie adecvată, putem înțelege care a fost și de ce românii din Transilvania au avut un statut până la primul război mondial și de ce până astăzi, inclusiv la ceea ce s-a întâmplat astăzi la Târgu Mureș cu vandalizarea casei memoriale lui Avram Iancu, se petrec sub ochii noștri. O mentalitate care, din păcate, nu este abandonată și suntem în secolul 21, o mentalitate care împarte locuitorii Transilvaniei din trecut, din prezent și, cine știe, în opinia unora și în viitor, în ființe superioare și ființe inferioare, în etnii superioare, nobile și în etnii inferioare, umile, serve, într-o cheie care, cred, explică multe din dezvoltările istorice din secolul 20 și nu numai. În sfârșit, a treia parte a volumului include câteva din epistolele primite de Nestor Șimon, o parte din corespondența ilustrului istoric care devoalează
câteva din, să spunem, frământările, câteva din întrebările, câteva din problemele care au stat la baza generării studiilor și a motivației, pentru care unele sunt mai lungi, altele sunt mai scurte, unele au fost făcute mai repede sau mai târziu. Nu am să mai vă răbesc prea mult, și așa timpul este înaintat. Vă recomand să citiți acest volum, Pendelete, La gura sobei, și studiile inedite, și corespondențele între el și personalități reprezentative din Transilvania de până la Primul Război Mondial, și chiar și articolele de presă încorporate aici, pentru că, repet, ele pot să ne ajute mai mult decât 1000 de pagini de istoria Transilvaniei să înțelegem din trecutul relațiilor interetnice în acest spațiu. Spuneam și dimineața la școala unde am fost, la școala Vramian, cu ce ironie, mă rog, unul dintre cei patru piloni ai educației, așa cum Jacques Delors și experții în educație i-a trasat la nivelul educației pentru secolul 21 în Europa, ar fi acela să învățăm să trăim împreună cu ceilalți. Să trăim împreună cu ceilalți care sunt diferiți de noi, și diferențele sunt cele care ne înconjoară. Aici la masă, în sală, aievea, aiurea, pe stradă și chiar în propriile apartamente. Dacă nu învățăm să trăim împreună cu ceilalți, și dacă în același timp nu renunțăm la clișeele, prejudecățile, care unele parcă sunt viscerale la unii, dar prin educație se poate face, se poate. Un doctor Buta vă va contrazice că genetica are legile ei foarte precise și poate că unele nu pot fi corectate sau educate, unele dezvoltări. Dar este important să cunoaștem ceea ce Nestor Simon a vrut să transmită, un mesaj de a înțelege istoria Transilvaniei și a oamenilor care au locuit-o, o locuiau la vremea respectivă, altfel decât au fost desfășurările istorice de până atunci. Deci, repet, să o citiți pe Pendelete, această carte, nu ca specialiști, ci ca trăitori pe aceste meleaguri, pentru a înțelege mai bine cei care nu sunteți din zonă, sau pentru a vă înțelege mai bine cei care sunteți ai zonei, propriul trecut al bunilor și străbunilor noastre.